Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un domn pe care îl cheamă Cristian Plută, sub acuzații de luare de mită, omul ar fi cerut și încasat șperți pentru tot ce mișca acolo. Adică, clasic, atribuirea unor contracte de reparații și utilare la spitalele bucureștene, dar mai transmitea și informații confidențiale ca să câștige cu tare firmă agreată, din care la fel lua șpagă. Lua șpagă ca să numească... E documentat acest caz... Pentru numirea unui manager interimar la Colentina a cerut șpagă și ar fi primit 20.000 de euro. Dar cea mai șocantă parte din acest dosar, care este la început, mi se pare o stenogramă care documentează împărțirea mitei, cel mai șocant lucru despre care am aflat, că s-ar putea să mai aflăm și altele, împărțirea mitei, sau mai precis, cum voia să împartă mita cu directoarea de la ASSMB, doamna Sivache, care a și anunțat imediat procurorii anticorupție, bravo ei. Deci, dar stai puțin, e de apreciat, pentru că da, voia să împartă mita, că da, a fost, poate putea să o ia... La asta te referi. Știi ce zic? Adică nu era... Da, practic era cooptarea în mafie, cum ar veni, și puțin rezistă, pentru că vorbim niște sume uluitoare, dar dincolo de sume este atitudinea. Asta mă șochează pe mine. Deci, Pluto o cheamă pe doamna Sivache la o cărciumă, unde începe să explice câți bani vor fi încasați ca șperți dintr-un contract foarte mare de reparații pentru toate spitalele din București, care sunt în subordinea primăriei, sunt coordonate de primărie. Îi spune cum o să vină șpaga cash, cum o să fie împărțită, cine o să mai ia, cât o să ia, că sunt unii care transportă banii, care fac șmecherea, deci îi face tot planul de afaceri. Și doamna Sivache, care este directoarea și e denunțătorul în acest dosar, e literalmente șocată de mărimea șpăgii. Pentru că, fiți atenți, deci transcrierea, denunțătorul, adică Sivache. Deci, zice, 250-200 de mii, zic așa, împărțit la... Adică îi spune, și 200 de mii, spune Plută. Bun, împărțit la câți împărțim ăștia 200? Și Plută zice nimic, împărțit la nimic. Denunțător, doar ai mei? 210.000 de euro? Mi se pare exagerat. Plută. Eu nu muncesc degeaba. Deci ăla... Da, mă, eu venit, el considera că muncește din greu ca să ia o șpagă din care să dea 200.000 de euro mai departe și, mă rog, șpaga totală era undeva 600.000 de euro, 200.000 de euro, bă, n-am muncit degeaba. Adică nu mă deranjez pentru o șpagă mai mică de 200.000 de euro, asta se înțelege. El consideră că muncește când fură. Din bani publici. Practic, că ăștia sunt bani. Denunțătorul zice, păi stai așa, Plută, adică 3 inși, 600.000 de euro, mi se pare mult. Nu e greșeală undeva? Și ăsta zice, la asta nu fac greșeli. Sunt convins. Poate la altele mai greșesc, dar aici nu. Este... Băi, dar despre ce bani vorbim? Dacă doar și pagai 600.000? Da. Wow. Și mai e o acuzație în acest dosar, a primit, din câte am înțeles, control judiciar... Deci directorul respectiv, Plut a luat mită ca să numească un manager la spitalul Colentina și la numai 4 zile după acest director și-a luat funcția în primire, plătită cu șpagă, ăsta a folosit un bonus de 8.000 de euro pentru prelungirea contractelor de telefonie mobilă, abonamentelor, pentru 72 de angajați. Și a primit și bonus. Bonus care ar fi trebuit, adică era bonusul instituției. Că instituția plătea abonamentele, nu era bonusul lui personal. El a băgat bonus în buzunar și a cumpărat niște telefoane mobile și niște ceasuri inteligente. Probabil pentru el să facă niște cadouri. Deci asta o lamentabilă găinărie. A avut și el o găinărie. Directorul unei dintre cele mai mari spitale din București, care este acuzat că a plătit ca să fie numit manager interimar. Și acum trebuie să punem în context toată povestea asta. Bugetul anual al sănătății în țara asta, în România, depășește 10 miliarde de euro. 10 miliarde de euro anual. Sunt o mulțime de bani. Sunt o grămadă de bani. Mai mari decât, mai mult decât tot deficitul bugetar, pentru care vedeți cum ne frăsuim acum. Cumva, banii ăștia par să nu ajungă niciodată. Deci, mereu, când vrei să te duci la spital, nu sunt locuri, sau te programează la o analiză mai complicată peste nu știu cât timp, că nu sunt echipamente, că nu sunt consumabile, trebuie să-ți mai cumperi tu pe aici, pe acolo, ești internat în spital, mâncarea e proastă, cad pereții pe tine. Mereu par să nu fie bani. E, asta e, și mulți dintre noi ajunge să mai plătim o dată, mai mult,
la privați, că acolo te duci și plătești și în principiu ai acces mai rapid la servicii medicale. Și dacă vă întrebați ce se întâmplă de n-ajung niciodată astea 10 miliarde de euro pentru sănătatea românilor, uite, tocmai am avut o explicație acum, mai devreme. Că toți banii ăștia dați ca șpagă în sistemul medical și percepuți ca șpagă și șperțuiți, ei sunt luați din banii publici odată și doi, trebuie recuperați de undeva, nu? Că ăla care a dat 20.000 șpagă să fie numit director, nu doar că vrea să-și recupereze, dar vrea să facă și profit. Și de unde să facă profit? Din banii publici care circulă prin spital după aceea pentru asigurarea de servicii medicale. Și tot fondul ăsta de 10 miliarde de euro este parazitat de zeci, sute, probabil mii de cazuri, peste tot, peste tot, de oameni care se înfruptă, de căpușe care trăiesc și sug din fluxul ăsta de bani publici. Și de-aia la oamenii care au nevoie și care plătesc taxe pe sănătate, nu mai ajung toți banii ăștia. Și se cheltuie 10 miliarde de euro, dar parcă ar fi un miliard de euro. Așa ți se pare. Bă, dar niciodată nu sunt lucruri în sistemul medical. Tot timpul lipsește câte ceva. Să dăm mai mulți bani. Și aia care fură să bucură. Da, bă, dați mai mulți bani. Ca să furăm noi mai mult. Și cazul ăsta al unea plută ăsta este doar o picătură într-un ocean de furt și jaf din bani publici. Și dacă ar fi control adevărat și corect, cum vă imaginați că Asociația Dăruiește Viața a putut să construiască un spital de la zero în centrul Bucureștiului? Nu mai știu cât au dat, 10-15 milioane de euro. Sper cam să așa, nu mă înșel, da. Cam pe acolo era ultima cifră, 15 milioane de euro, un spital de la zero, dar statul român nu reușește să folosească bani europeni gratis. 740 de milioane de euro să construiască și să repare câteva spitale. Pentru că ăia fiind bani europeni, bă, nu se pot fura. Și dacă nu se pot fura, nu există nici interes să-i folosim. E adevărat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.